Anno Domino, mi sa poco la peggiore onflatura, amico. Si torna a durare, si zisca se mi era una doppia, sa francese. Si la risultate, o zisca tutto este bene. Si dopo ce la zisca facem si o biopsie, dopo biopsie, mi sa onfla peggiore foarte tare. Si am zis să mergem mai departe ca să aflăm că dacă putem să salvăm piciorul. Și n-am putut salva piciorul și în Ungaria tot așa mi-a spus cu verdictul că nu mai am putere în România. Și după aceea, în parcurs, am făcut tratament citostatice, mi s-a amputat piciorul și acum port o proteză de gambă. Și Dar, practic, ce diagnostic ți-a fost? Ce ai avut la picior? o tumoră malignă. Dacă ne-ai văzut acea umflătură mică, te-ai gândit că vei Da. ajunge așa de departe? Da, m-am gândit foarte mult. Și piciorul de unde ți-a amputat? În De întâlnire? la o treime din picior, de la genunchi în jos. Și proteza aceea trebuie schimbată periodic sau cum e? Deci cum cresc și cum se schimbă și bontul. Și până acum nu ai mai schimbat-o? Ba da, am mai schimbat-o de mai multe ori. Și când ar urma să o schimbi din nou? Cred că luna viitoare, mă duc iară să-mi iau măsura și... Deci Ștefan este un elev responsabil, deci învață bine, comportament ireproșabil și îl putem da exemplu oricărui elev de la noi din școală sau din Dej. Când ați aflat de diagnosticul lui? Aproximativ o lună după începerea școlii, deci exact detalii amănunte. Dar la școală nu întâmplă probleme cu copilul Nu, meu nu. legal. Deci, din potrivă, am zis, deci poate fi dat un exemplu de punctualitate, vine la școală, prezent, răspunde, participă la lecții. Deci a depășit această problemă care să zicem că ar putea să-l afecteze sau l-ar fi putut afecta. Sperați să fie ajutat acum, nu? Deci noi și școala și o să încercăm și prin alte surse de să-l ajutăm, pentru că protezele acestea care trebuie schimbate periodic, deci costă mult și sigur că familia nu totdeauna reușește să, sau dacă achită acestea, rămân alte lucruri descoperite care nu pot fi achitate, nu pot fi plătite și cât putem o să-l ajutăm și noi și școala și prin tot ce o să putem, alte legături, o să încercăm să-l ajutăm cât mai mult.